Distracție urmată de bătaie în plină stradă, într-un club din capitală. Mai mulți tineri s-au lovit reciproc minute în șir după ce au petrecut la un club de pe Bulevardul Carol din sectorul 3. Alți petrecăreți au încercat în zadar să îi despartă, dar în final au sunat la poliție când echipajele au ajuns în zonă. Bătaia încetase. Trei dintre tineri au fost amendați cu câte 2500 de lei pentru că nu purtau mască și nu au respectat distanțarea fizică, iar un altul a primit amendă 400 de lei pentru deranjarea liniștii publice. Polițiștii continuă cercetările. Vă rog să vă potoliți.